Hai, ne rugăm, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou clip. Suntem după, nici nu știu să zic, după cred că vreo săptămână în care s-au întâmplat foarte multe, adică eu am mai filmat pe parcursul timpului, doar că microfonul meu a decis să nu înregistreze toată vocea mea și s-auzea, nu s-auzea și am zis asta e, fac din nou clipul, încep de la zero, asta e. Bun, deci ceea ce s-a întâmplat, o mică recapitulare, s-a luat un inel cu mob, o să vă pun secvențele pe ecran, o să le vedeți, na, o să fie pe mod, bineînțeles, o să mă auziți pe mine vorbim peste. S-a luat inel cu mob, s-au mai făcut multe chestii, s-au făcut nivel 4 din câte vedeți, plus de asta, după aia am început să mă pun pe farmat, că tot am zis că am inelul, nu mai avem MD-uri, bineînțeles, pentru că am luat costume, m-am luat și o premium, pentru că nu mai aveam răbdare să stau să fac, cum îi zice, shop cu caractere, pentru că farmasem prea mult, atât de mult încât nu mai aveam loc pe shop-uri, adică puteam să creez alte caractere, dar am zis, bă, fac cum iau shop premium și din că scăpăm de o treabă. Am luat shop, mai avem 11 zile, când l-am luat, cred că aveam, cred că 17 sau 18 zile, ceva de genul. Bun, cum vedeți, în inventar avem 35 de von și încă 4 von cash în Yang. Și mai avem aici chestii de pus pe shop și plus de asta mai avem și pe shop chestii, trebuie să mergem să actualizăm prețurile pentru că s-au pus și mai ieftine și să vedem. Am mai făcut jotun, deci nu vreau să vă exagerez, cred că am făcut sâmbătă și duminica trecută, nu. De fapt nu, vineri, sâmbătă și duminică, deci am făcut, cred că, câți 4 jotun pe zi. Gândiți-vă că am făcut atât de multe cufere, că nu s-au vândut cuferele, m-am pus să le deschid și am luat, am placări, deci am luat placări, nu mai știu, fructul vieții ăla pentru cianite și tot felul de chestii, plus dioxide și mamă sărăciei, dar cuferele nu s-au vândut, dar din toate cuferele nu am văzut o piatra lunii, ceea ce mi s-a părut de cea mai mică, nu știu, șansă, care e fază în joc, nu știu. Bun, mergem în bazar, actualizăm prețurile, revenim de pe CH1, pentru că mai avem aici, acum vedeți că licori verzi, violet, doar farmat, am avut petul acela de pe Twitch care s-a dat gratis, timp de 3 zile am impresia, timp de 3 zile o sta caracterul la licor verzi și licor violet, de i-o venit rău, deci nu vreau să vă exagerez. Au făcut contul ăsta la licor verzi în ultimele 3 zile. Mamă, ce cu atâta drop aici pe jos, fratele meu? Deschide, cum îi zice, deschide rasadoare. Bun, o să ne punem să actualizăm prețurile. Văd că licorile violet s-au dat toate. Trebuie să ne uităm pe celălalt alcool, pentru că pe sura nu avem, nu mai avem sticlă. Scutăm violet, să vedem câte sunt licorile violet pentru un început. Văd că au ajuns înapoi la 14 milioane, s-au dat la 12. Da, mă bucur că au revenit prețurile alea, să le punem și noi. Așa repede să fim primit pe piață. Licorile violet, verzi în schimb, au ajuns la 40 de milioane. Hai să vedem cât au ajuns acum. Voi nu vedeți pentru că, cum am zis, folosesc sticla de pe alt cont. Văd că au scăzut la 39 de milioane. Nu, e bun, și de acolo se mai strânge și de acolo. Le punem acum pe piață rapid, punem totul pe piață. Poate dăm într-o alchimie ceva, vedem imediat. Practic mai trebuie să facem un jotun. Deci mai trebuie să facem un jeton și să vedem ce mai facem bani, din ce mai facem bani. Unde ați văzut voi secvențele, dar cum am zis, microfonul s-a decis, bă, nu-ți registrez vocea și trebuie să reiau clipul de la început, dar asta nu e nicio problemă, ne descurcăm cu ce avem. Bun, mă pun să actualizez eu toate chestiile astea pe shop și revenim imediat. Bun, haideți că am actualizat și shop-ul, l-am mai umplut eu cu niște chestii ce l-am mai găsit prin inventar, niște elixiri albastre ce au rămas aseară de la... Îi spune de la suveran, pentru că când am lăsat contul pe autosăpat era încă ăsta cu elixirele lunii la pradă. Văd că a fost și el câteva aici, am pus câte două bucăți la 6 milioane. Pentru că nu știu dacă se cumpără, dacă nu se cumpără, cred că o să le și pun pe un cont și să uit de ele. Am actualizat cufere la prețul jotun, am pus licorile, am actualizat iarăși prețurile la liliac, la plantele astea. În rest, cred că atât avem de pus de shop. Trebuia să mai pun astea blesuri, dar lasă-le pe data viitoare că o să le pun eu. Și cât o sta ce-o bătut, o mai făcut carduri ok. Ar trebui să ne punem să le jucăm și să vedem ce ne și dă. Hai să și jucăm unul acum pe video. Să vedem, 2 scoatem, 2 ăsta, 4, 5, mamă, da, dă bine pe carduri. 3, 7, dacă îmi dai un 6, roșu, am crezut pe 7. Numai nu-mi da albastru. Urăsc când se întâmplă asta. Cardul ăsta nu mai am ce să fac. Nu mai reușesc să pot, așa că o să-l opresc. Adică o să-i dau să fie bronz. Nu mă chinui să mă chinui să scot neapărat argintul din el. Dacă iasă bine, dacă nu, îl scoatem și asta e. Bă, ideea e că eu vreau să scot minim
Enem argint. Dar dacă îmi dă cardurile astea în halul ăsta, nicio șansă. Oricum mai avem, cum îi spune, carduri pe un cont, pentru că am pus un cont pe auto în catacombă și o mai bătut, l-am mai făcut acolo o grămadă de carduri, trebuie să le jucăm și acolo și să vedem. Mamă, dar de ce îmi dai tot timpul așa cardurile? Bun, mă pot să joc cardurile astea pentru că nu cred că o să le mai joc pe video, pentru că îmi dă numai bronz. Poate dacă e off-camera mi le dă argint sau poate chiar aur. Și revenim la sfârșit cu suma totală de cufere 6. Ai și un 4 galben, nu îmi dai un 4 galben. Hai să mai încercăm. Da, deci nu le mai joc pe video, revenim cu cufere, gata. Bun, haideți mă că am jucat toate seturile. Ideea în felul următor, foarte multe bronzuri. Deci nu vreau să exagerez, foarte multe bronzuri. În sensul că reușeam să fac maxim 290 de puncte și am zis să-mi bat picioarele, știi ceva, îi dau talpă, nu mai am chef să stau. Asta că am jucătate de oră pentru 50 ceva de carduri, cred că 51 sau 54, nici nu mai știu. Și oricum, cât stăteam pe aici, era unul care deschidea razador, cufere razador, ați văzut și voi când am intrat în bazar, și a aruncat omul meu un cufăr pe jos, cred că l-a aruncat din greșeală, când am vrut să mă duc să-l dau înapoi, nu mai era. Nici caracterul ăla mic de level 27 și nici licanul de lângă. Și-au dispărut pur și simplu. Cred că s-au delogat sau s-au teleportat, abar n-am. Oricum, s-a farmat și azi. Îl punem pe shop și pe ăla, să cât e cufărul razador. Chiar sunt curios că tu mai ai ajuns. 5.300.000. Vă vedeți că 5.300.000 s-au făcut stand în bazar. Hai să-l punem iar primul pe piață. Mi se pare amuzant pentru că de obicei nu... Chiar și dacă deschizi multe, ai grijă ca să nu arunci cufere sau ceva important pe jos. Aparent omul ăsta a fost grăbit. Oricum, ideea este că vrem să ne uităm câte sunt cuferele astea argintiu, ok. Argintiu. Avem aici argintiu. Asta e cât e ok-ul. O să-l și găsesc cufere argintiu, ok. Deci argintiu în momentul de fapt. 16 milioane, bom, că ești nebun. Facem repede un calcul. Hai să vedem. Ok-ul de aur. Cum se numește asta? Cufăr auriu, ok. Auriu, ok. Ăsta e 31 de milioane. Bă, vedeți că 31 de milioane sună bine. Cred că își pun pe piața astea două, numai asta de aur. În rest, bronz păstrăm ca să avem inel cu mobi, să avem inel pe mai multe conturi. Adică și pe ninja, că nu o să avem nevoie. Că spune și alea. Așa să le punem pe piața. Am zis că sunt 31. Le punem pe piață, s-au mai făcut și de aici încă 60 de milioane. Dacă se dă totul de pe shop, cred că facem iar un buget destul de bunicel. Adică din plantele astea ce să mai fac, cufele astea de aici dacă se vând, licoarele verzi sigur o să se vândă, nu fac niciun stres. Elixirele astea sunt cam așa, sunt cam para-para, nici ele, nici eu. Bun, mergem să schimbăm ăștia 4 voni în, adică ăștia 400 de milioane în voni, să strângem acolo cât mai mult, 4, avem 39. Da, 39. Și vreau să mă mai uit cât sunt voucherele acum. Secundă, 2.28. Bă, vezi că bine la preț și voucherul de 1034 de voni. Stai așa un pic, că ceva nu-mi bate fisa. De 523 4. Da, cred că sunt puse în pregătire alea. Nu, mă, nu sunt puse în pregătire, fiți atenți. Bă, ești nebun la cap. N-ai cum, bă, să-l pui la 34 de voni. Păi, mamă, stați așa că o să luăm un voucher de 1000. Luăm un voucher de 1000, să-l avem acolo. Schimbăm un von, că nu-mi fac griji de costume, că oricum o să mă să mai fac jotun razator. Uite și are și shop-ul aici. Mamă, pe ești nebun, pe ieftin ăla, mă. Unde-i? Uite la aici, 3488. Hai, cum bă să... 1000, tu nu vinzi, că dacă voucherul de 2, de 50, 2 voni, 28, hai zicem 2.30 și urcă, deci urcă, înseamnă că stai, hai să nu facem o prostie. Hai să vedem, ne uităm iar la MD-uri de 50, primele sunt la 2.28 și după aceea urcă la 2.29 și 5, 6, 7 pagini, 7 pagini la 2.29 maxim și pe aia începe cu 35 și 37. Bun, mă, hai că am făcut calculul și dacă ar fi să luăm de 50, am ieșit cu 44 de voni. Deci ăsta-i... Stai moc aici, bă! Gata, s-a luat, s-a achiziționat un voucher de 1000 de MD-uri. Să băgăm și acum ca să reumplem contul, pentru că am zis că pe fiecare clip băgăm câte 50 de MD-uri. Dar la momentul actual am băgat 1000 pentru că mi s-a părut mai profitabil. Bun, bani iar nu mai avem.
Dacă tot mai avem ăștia 4 von cash, oricum o să mai vândă pe shop. Ne uităm un pic la alchimie, să vedem dacă găsim ceva. Văd că diamantele și-au revenit în preț. Onyx-ul, văd că și-au mai revenit și Onyx-ul puțin. Onyx-ul a ajuns chiar la 50 de milioane, chiar m-a speriat când am văzut. Sincer să fiu, 50 de milioane, foarte puțin. Jadurile au ajuns la, de la un von și 10 au ajuns la un 90 de milioane. Se duce în cap folio, mă. S-a dus în cap săracul. Cred că dăm niște granate din astea, din câte văd care shop-ul chiar aici. O să schimbăm niște 4 voni. Am von în Yang, schimbăm tot. Am pierdut la taxa aia acum, dar ce să-și fac. Luăm toate granatele astea care le avem aici. După aia ne mai uităm să vedem. De fapt rămânem cu atâtea. Luăm pe astea și le dăm în astea să vedem. Poate iasă ceva. Ar trebui să avem cel puțin 2 reușite. Să sperăm că și alchimistul e cu noi azi. Asem, pac, pac, eșuat. O mai dau un bazar carta, mergem în map 1. Mergem în map 1 pentru că bazarul e ghinionist. Chiar din câte am observat, bazarul chiar e ghinionist la, cum zice, la alchimie, cât și la cuferele astea, ok. O să păstrăm și cuferele de bronz, nu știu dacă am zis, pentru că dacă vrem să mai creștem caractere, putem să le deschidem, să facem rapid nivel 10 pe ele și după aia să le teleportăm în deșert ca să le ducem în SD3. Fat. Reușit, mamai, putem, cred că gaură, ești nebun. Ca să vedem cât e granatul ăsta legendar, granat legendar. Păi, 2 voni. În gaură total, nu vă faceți griji, totul e calculat, totul a fost calculat. Ăsta ar fi, de fapt, ce să mai echipez, că am echipat pe caracterul de nivel 35. Mă, nu știu, las că vedem ce facem, că eu să mă duc să-l pun și pe ăsta pe șom, măcar să ne mai recuperăm ceva. Dar, de fapt, stai așa, ne-am schimbat 4 voni, da, suntem gaură, da. M-am gândit că cu ăștia 80 de milioane suntem cumva pe 0, dar nu, suntem gaură, clar, suntem gaură, bun. E să vedem granat, cât am zis că era, nu mai știu, zis că e 2 și 29. Punem rapid înapoi pe shop, actualizare, 2 voni și, uite că aveam și prețul pus, 2 voni 28 și anticul ăsta. Nu știu cât e anticul și mai înainte am cumpărat 69, bun, 69, da? Să fim primi pe piață, bun. 2 voni, mai scoatem ceva de aici, mai recuperăm. Dacă se mai dă de pe show, mai facem ceva bănuți, iar suntem cu banii pe zero. Bă, și tot timpul, bă, când încep video, bă, încep cu voni frumos, bine, nu pe fiecare clip neapărat, dar în general, farmez, mă duc și dintr-o dată, pac, nu mai avem niciun von. Bă, eu nu pot să cred așa ceva. Bă, nu vine, deci nu, chiar nu, nu vine să cred, bă, că tot timpul mi se întâmplă așa, mă. Cred că trebuie să-mi pun voni pe alcool sau să-i las pe shop neapărat, ca să nu mai scot, ca să iau în inventar, că vedeți ce se întâmplă. Oricum, mai avem cufere din astea, ok, și voi nu vedeți, eu am intrat pe caracterul pe care aveam alte cufere, ok, ca să transfer cuferele și mi se... Îți mulțumesc, jocule, vă mulțumim GameForge pentru că ne asigurați un gameplay atât de minunat. Dacă vedeți asta, vă rugăm, please fix. Bun, hai că mergem în map 1 să luăm noi cuferele alea, că am băgat din nou contul. Dacă mi se închide iar clientul, direct închid jocul și mă duc să mă culc, sincer să fiu. Bun, hai să vedem, sperăm că nu se mai închide, uitați, aici e contul. Bă, ideea e că am vorbit și despre echipamentul care îl aveam pe, cum îi spune, pe războinicul care bate în catacombă. Noi un echipament foarte wow, nu am mai mult de, nu vreau să exagerez, cred că 40 vampiri, doar că bate cu full drop, adică cel puțin are brățară cu drop, are cercei cu drop, și pănușa side ca de obicei, a treia mână nu am luat pe el, nu mai am zis că nu mai bag MD-uri în aia, și așa că iteme, ceea ce setul care l-am arătat pe 2-3 clipuri în urmă, setul cu fulger bate, își face treaba, na, mai folosește licor roșii așa, dar nu bași foarte multe, deci totul e ok, în regulă. Mai avem și pe cash pe ăsta, care o să trebuiască să-l dau acum și o să mai avem și cardul de jucat pe ăsta. Pe ăsta mai avem încă 80 de seturi, mai avem pe încă un cont pe schimbă la ăsta. O să intru cu războinicul ăsta în schimbă caracter, ca să nu scoată ninja-ul din pădure și mergem în pădure și poate băgăm iar un jotun. Pentru că conturile mi s-a pădure de mai bine, cred că de o săptămână. Gândiți-vă că PC-ul meu a stat non-stop aprins aproape o săptămână ca să rămână conturile acolo.
ca să bată Surau la suveran, ca să facă licor vers. Văd că de vândut încă nu s-a vândut nimic, nu e nicio problemă. Astea să le pun eu că cam ocupă spațiu. Cufărul ăsta auriu o să-l punem iară pe shop. Încercăm să scoatem profit chiar din orice, chiar dacă am și eu nevoie de cuferele astea pentru inelul ăsta cu mobi. Pentru că am deschis și inel cu mobi, chiar pe din 2-3 cufere, oricum o să vedeți iar aici la secvența pe ecran, nu știu dacă v-am vorbit despre asta deja, dar s-o luat inel cu mob. O să mergem acum în templu Chao, după aia cred că am scot conturile din pădure și o perioadă iar nu mai știu. Oricum e ok că, deci pe video ăsta e ok că am făcut rost de un voucher de 1000 chiar la un preț destul de bun și să sperăm că putem să mai facem bani ca să mai luăm, pentru că am zis că mai 16 zile pe voucherele. Dacă reușim să mai facem niște bani în timp ăsta, să mai luăm un voucher, să alimentăm contul ca să avem în permanent MD-uri, e super bine. Sunt curios tranzacțiile contului, știu că am băgat euro pe un caracter ca să iau atac automat, pe mănușă. Mănușă. Pentru că am bătut la side event-ul de la Orisoane, am schimbat pe o zodiaca asta. De 3 ori a intrat, deci din, nu știu, cred că 27 de Orisoane, de 3 ori a intrat. Schimba bonus. Primele bonusuri, din păcate, nu m-am gândit să filmez pentru că am făcut totul pe repede înainte. A intrat oricum mizerica de obicei pentru că jocul ăsta nu vrea pe bonusuri. Ultimul bonus a intrat ăsta tare împotriva animalelor, 15 din valoarea totală. Ceea ce nu știu dacă mă ajută foarte mult. Am animale, doar că doar la invazie mă ajută aia. Bun, hai să mergem în pădure și revenim, cred că de la ajutor, pentru că altceva nu ar fi de făcut. Deci fiți atenți, eu când mă pun să registrez, eu nu fac o chestie, eu nu verific înainte dacă microfonul mi-e setat corect, dacă nu știu ce. Volumul meu la microfon era dat la minim, încât nici pe clipul pe care l-ați auzit acum, adică l-ați văzut acum, nu se auzea atât de bine. Dar se aude mai bine decât cel precedent, care am vrut să-l fac înainte și am zis că încep altul nou. Asta e greșeala mea, n-am ce să fac, dar din greșele înveți cum e vorba aia. O să trebuiască să mut eu acum și OBS-ul în altă parte, așa, ca să acceptăm invitațiile în grupă pe conturi, ca să mergem să facem jotonul ăla, mă, că nu mai știm de ce să facem bani, mă. Jotonul ăla, în momentul de față, e cel mai profitabil, bine, că nu avem noi conturi de melee, asta e partea a doua. Că avem ninja-ul echipat și ar putea să dea damage și asta e altă treabă. Mai am aici chestii de dat pe Sura, care am zis că le iau înainte să ies din pădure, dar nu le-am luat. Mai are aici o grămadă de inele, cărți, vuzi, tot felul de chestii care merg vândute și au apărut și warboss-ul. Da, bine. Până acum ce-au făcut cât am stat în bazar? Da, dă-i pace, nu mai merem. O să-mi duc eu conturile acolo și ne revedem imediat de la joton. Da, bun, suntem următoarea zi, s-a făcut jotonul, nu am mai pus partea în care am fost la joton pentru că nu va avea rost, adică e un simplu joton. Și hai să vedem ce random avem pe shop. Avem 8 voni și încă 359 cum îi zice, ia în cash. Bun, lăsăm pe shop, nu colectăm, mai avem 10 zile de shop și nu mai avem inele sau inele din asta putere mortală și hai să vedem dacă mai putem să luăm unul. Avem aici 38 de cufere, să sperăm că mai luăm încă unul repede ca data trecută. Cred că o să mă opresc după vreo 15 bucăți dacă nu îmi dă sper să-mi dea repede. Hai să vedem, scoică, nimic, o maimuță. Fără ăsta punem pe contul de cioburi. Card ok, hai mă, card însoțitor, încă un nou, nu știu cât am deschis, da, las că deschidem acolo, încă un cor, eșarfă, pergament, pamflet, scrimă, mă, n-am văzut pergament din ăsta de, apar n-am cât timp, încă un cor, hai mă, dă un inel, hai mă, nu fi așa, hai mă, dă un inel, hai să mă aruncăm de chestiile astea aici, așa noi am de aici, perlă neagră, bun, hai să aruncăm astea toate. Trebuie să mai deschidem încă o scoică. Perlă neagră, șarfă. Seturi ok, lumină, babă zen. Mamă, din ultimele cufere. O de maimuță. Nimic și nimic. Este ca nici nu mă surprinde, sincer să fiu. Bun, o să pun eu șarfele astea. Nu știu dacă mai am, cum îi zice, din asta pentru alte șarfe să dăm la plus. Hai să fac aici un pic de loc să băgăm și corul ăsta la alt. Mai nu știu ce să scot din depozit, sincer să fiu. Voința asta topaz trebuie să scap de ea, că n-am ce face cu ea. Intrăm pe caracterul de 35, vedem ce ne dă din corurile alea. Poate ne dă un antic, să sperăm un rubin antic. Ar fi bine dacă am primit un rubin antic, dar sincer să fiu, nu prea cred că avem noi așa mare noroc. Maxim, un rar, maxim.
Hai să intrăm pe caracterul 35, stai să și văd unde e, cred că e la sfârșit de listă. Bun, intrăm să nu știu dacă mai am alchimie pe el, știu că eu pe el fac alchimia. Hai să vedem dacă avem ceva prima dată la antice, nu avem nimic. Bun, hai să scoatem asta din depozit. Pac, pac, și hai să deschidem asta către brut, către rar și avem un rubin rar. Bă, vezi că nu știu ce să zic, hai să iem și astea prețioase. Avem un jad brut, bine că îmi dai brut aici și... Și încă unul, un Onyx Brut. Deci, din alealte mi-a dat un rubin rar și din asta mi-a dat brute. Chiar foarte bună rația. De fapt, nu ratio, RNG-ul. Bun, hai să încercăm să facem un rubin. Pac, pac, pac. Nu mai zic nimic, mă duc să dau un eșarfe. Hai că revenim cu eșarfele. Dacă am eșarfe, nu știu dacă am. Hai că vedem. Din păcate nu avem eșarfe de 5, avem 3 de 1 și una de 10, dar dacă tot suntem aici, am zis să scoatem banii de pe shop și să cumpărăm și noi niște hidre, că sunt la un preț destul de bunicel. Hai să vedem câte luăm. Cred că luăm de toți banii ăștia. Poate avem noroc la ceva bun. Stai să mă uit să nu fie la țeapă sau ceva, să nu fie cu o deschidere. Mai putem să luăm? Hai să vedem câte mai putem să luăm. Și... uite, mai putem una. Bun. Nu știu câte cufere am luat, 4, 8, 10, 11 cufere. Na bun, hai să ne punem pe deschis să vedem, poate avem noroc la un bolovan magic, deși cam slabe șanse. Acum merge totul azi, adică numai în alchimie am dat până acum, lucioase, lucioase, mamă. Iar începe să dea la lucioase, dar nu îți vine rău. Uite, lucioase din nou. Hai mă, inel hidran merge și ăsta, exo, însemne, bijuterie. Biscuite cu proteine, asta îl băgăm în pete dacă tot îl avem. Bun, avem pe el 109 zile. Hai că încet, încet face și el zile. Amă cu o eșarfă, te rog eu frumos, dăm o eșarfă de 10. Sau o piatră magică. Uite, bun, eșarfă. Și ne mai surprinde cu ceva. Hai să bag și biscuitele astea în petul ăsta alt. Hai, pergament, elixir, perlă. Hai mă, din ultimele două, mănunchi, tigru regal. Cartea pietre, lucioase, lucioase și ramură. Mama nu mi-a dat mai deloc nimic bun. În schimb, nu știu câte ex-ul mi-a dat, nici nu știu câte ex-ul aveam, dar a clasa acolo să fie. Hai să mergem să dăm acum în eșarfe. Poate avem noroc să facem o eșarfă. Dacă ne dă eșarfă de 15 sau de 14, băgăm în a noastră cea suveran. Pentru că noi avem o eșarfă suveran. Pentru că aia îmi place mie foarte mult și o facem pe aia și dacă cumva facem rost de un arc ceva mai bun sau facem noi, nu vedem. Bun, o să încep prima dată cu astea de 1, așa. Bun, avem încă una de 5. De ce nu pot să pune și așa? Da, bun, hai să iem astea de 10. Hai cu o eșarfă. Fără succes, deci azi nu merge nimic. E clar, s-a dus totul. Nu pot să dau 10 cu 5, păcat, păcat. Nu știu, nu cred că mai am altă eșarfă. Dar din ăla nu ne-a dat, așa că o să mai extragem de pe... De fapt, luăm toți vonii la noi să fie acolo. O să mai schimb, cred că 2 voni. Ia să mai schimbăm 2 voni și mergem să luăm niște cufere pește. Poate avem noroc la o medalie, măcar acolo. Dacă avem noroc la medalie, ne-am scos. Dacă nu, ne oprim și punem capăt la video și asta e. Bun, o să intru pe caracterul alt și o să caut eu cuferele pește și ne revedem cu deschisul imediat. Bun, haideți că am găsit și un shop cu cele mai ieftine cufere la 16.8. Este unit cu două deschideri și luăm așa câte unul și deschidem. Să vedem, poate le dăm medalie. Dar la cum văd ce drop este din ele, numai Young, mă cam lasă rece. Am luat medalie, gata. Gata, nu mai deschidem să luăm medalie. De fapt, zice, mai ia... până în 100 de milioane. Next, o nouă de maimuță. Asta era cu 3. Cât-am dat pe el? Cât-am dat pe el, mă? Monede, stai așa. Stai așa. 27 de milioane. Hai de capul meu. Nici măcar n-a fost atent. Cal negru. Stai cu 3, cu 2. Uite, le mai luăm pe astea. Iar cal negru. Hai mă, dă-mă o eșarfă. Inel experiență. Asta chiar n-avem nevoie. De ce? Ia-le și pe astea. Așa, și mai rămân 19, mai luăm încă două din astea și aia e. Așa, hai să vedem. Pătrundere, hamă cu o eșarfă. Te rog eu frumos, dă-mi o eșarfă de 1. Păi ești nebun, cal negru după cal negru. Da, o, n-am mai de treabă, mă, la cal negru. Da, nici nu mă așteptam să-mi dea o eșarfă. Bun, hai că vine, mă, ca ești negri. Eșarfa, din păcate,
Nu s-a făcut, dar măcar am luat medalie, măcar atâta. Mergem, punem asta în depozit și, nu știu, mergem, mai facem un razador și după aia cred că punem capăt la clip. Mai avem iar 6 voni. În orice caz, pe video ăsta am ieșit bine cu voucherul ăla de 1000. Nu știu dacă mai sunt, SMMT, dacă mai sunt de 1000, mai sunt ori ajuns la 37. Deci, pe ăla l-am prins chiar foarte bine. Chiar foarte bine l-am prins pe ăla la 34. 34 și nu mai știu cât. Bun, hai că pun eu asta în depozit, să-mi fac eu loc și revenim de la dânsul razador. Bun, hai că batem acum razadorul repede și după aia mergem să dăm cuferele la giveaway, pentru că s-au strâns o grămadă de comentarii de data trecută. Vedem câte cufere avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și al 10-lea? Ăla eu. Pare nu este. Da, bun. Mergem acum, punem cuferele pe shop și mergem să facem extragere, să vedem câte cufere dăm, nici nu mai știu câte comentarii sunt, așa că vedem imediat în funcție de câte comentarii sunt, atâtea cufere dăm. Hai că revenim imediat din bazar. Bun, haideți că am încărcat eu aici comentariile, o să extragem acum câte o persoană sem. Și prima persoană care câștigă un cufer este... De fapt, stai că nu cred că se vede cum trebuie. Da. Bun, acum o să extragem câte o persoană pe rând. Hai să vedem cine este prima persoană care câștigă un cufer Hydra. Prima persoană este Jegosul. O să-ți trimitem acum cufărul. Stai să scoatem și pe tu. Bun, acum am verificat numele. Trimite un cufăr cu 3 deschideri. Bun, următoarea persoană o avem pe, sau îl avem pe. Rămâi cu 4 voni, a? Am mai vorbit despre treaba cu vonii. E deja un pic mai veche pe canal. Asta e, nu știu de ce să pun comentarii de genul. Ok, particip că Captain Rex. Bun, am verificat numele, mai trimitem încă un cufăr și ultima persoană care câștigă cufărul este, îl avem pe Ikangal. Mamă, da, iar are niște nume. Bun, verificăm numele, trimitem cufărul cu 3 deschideri. Mă, dragilor, cam atâta și cu clipul ăsta. Ce să vă mai spun? Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne revenim data viitoare. Vă aștept și pe server de Discord, pentru că avem server de Discord, și până data viitoare, eu m-am dus, v-am țucat, aveți grijă de voi și ne auzim, nu știu când, ne auzim noi.